Ia și spală ăsta, mă. Păi, doamnă, ăsta e cărucior de cumpărături. Dar nu mă interesează, lucrezi aici, trebuie să speli ce ți aduce omul, nu? Mă bateți joc de mine? Nu-mi bagi joc de tine, dar poftim, ia și spală-l. Bine, doamnă. Frate, uite, eu mi-am terminat programul. Dacă vrei, poți să mai stau 4 ore în locul tău și îmi dai mie niște bani să-i cumpăr ceva la soția mea, că e Constantin și Elena și n-am niciun bani. Ok? Bun. Alo, dar unde ești? Mai rămas un pic la o bere cu băieții. Băgați mașina acolo, că vin eu imediat. Pe tu ai uitat ce zi e astăzi? Nu, n-am uitat. A, nu, bine, hai că te aștept, bine? Bine, pa. Chiar dacă am lucrat 4 ore plus, măcar am putut să-i cumpăr florile astea frumoase iubitei mele. Ce fericit o să fie... Poftim? Ia, dă florile încoace. Da, florile mele, astea pentru iubita mea. Dă-mi florile încoace, că nu las-o în pace. Băi, boschetarule. Bine, doamne, după cât m-am chinuit, acum a rămas și fără flori. Eu nu mă duc cu mâna în cură acasă, mă duc și o să fac rost de ceva. În seara, iubita mea, uite, ți-am cumpărat o floare de ziua ta, la mulți ani. No, bine, că vii după 4 ore cu un boschet de ăsta, dar la ok, pățu. Am jucat fotbal cu băieții și m-am lovit. No, bine, că tu poți să stai cu beții, vitezi să joci fotbal și de ziua mea mă las singură și 4 ore. Hai să-mi bag poliția, ce-ai făcut ăsta? Bună ziua, inspector Traian Niculescu, soțul dumneavoastră este acasă? Da, este la baie. V-a spus ce s-a întâmplat, e lovit, v-a spus ce s-a întâmplat? Da, mi-a spus că s-a lovit aseară la fotbal cu băieții, se juca fotbal. Doamne, nu s-a jucat niciun fotbal cu băieții. Au sunat vecinii, a fost un scandal pe scară, a fost bătut și s-au luat florile. Uitați camerele de supraveghere aici. După tot ce s-a întâmplat, ați dori să depuneți o plângere împotriva agresorului? Nu știu că sunt jocată, trebuie să-l întrebe el. Uitați aici numărul meu de contact și mă sunați. Bine, mulțumesc. Zi-mi sincer, ce-ai făcut la ochi? M-am lovit la fotbal cu băieții. Dar de ce mint? Păi acum a fost poliția la ușă și mi-a arătat filmarea cum te bătut unul pe scara blocului și ți-a luat florile. De ce m-ai mințit? N-am vrut să te supăr de ziua ta. Dar tu ai răspuns tot timpul adevărul, bine? Bine.